centru enorm de vaccinare în piața Constituției, în fața Casei Poporului, acum clădirea Parlamentului, a Camerei Deputaților și a Senatului României. Dar în afară de niște turiști care vin să-și facă poze, nimeni nu se înghesuie să vină să vaccineze. Doar o mașină de poliție locală stă acolo la umbră. Și atât. Nu cred că au venit la vaccinat. Polițiștii ar fi trebuit să fie vaccinați de mult. De mult. Autoritățile nu prea fac mare lucru ca să încurajeze vaccinarea. Ați prins acum în războaie politice în interiorul partidelor de guvernare, între partidele coaliției de guvernare. Și uite așa, populația României îi pe mâinile antivaxerilor, a mincinoșilor, a celor care îi sperie cu tot felul de minciuni. Și populația României riscă să se infecteze, să moară de COVID sau de prostie. Program de la 7 la 8, 25 de ore pe zi lucrează. Drive-thru. Nici nu prea e clar pe unde să intre, pe unde să iese. Și că aici e ieșire, și cum să ieși pe aici dacă totul e închis? Dacă la fel ești cu intrarea la centru de vaccinare, dă un colo de treabă. Mai bine lăsau aici parcare în piața Constituției, așa în halul ăsta cum arată. Distrus, bombardat. Decât să cheltui bani publici pe personalul angajat pentru operațiunea asta și să bifeze pe hârtie că iată, am oferit oportunități de vaccinare. Dacă nu vine nimeni să se vaccineze la așa ceva, trebuie închis. Nu vă mai prefaceți. Primăria Capitalei, Nicușor Dan, Ministerul Sănătății. Opriți povestea asta că nu merge.